Am crezut că nu o să plec la ora de licenție, dar sper acum să pot să citesc discurs. Domnule primar, domnule director, dragi colegi, iubiți părinți, stimați absolvenți, clopoțelul a sunat astăzi, pentru ultima dată, lăsând în urmă suflete fericite și împlinite, dar și inimi pline de regrete. Astăzi se sfârșește o poveste, o poveste care a durat 4 ani. Ea a început în urmă cu 4 ani, când voi, pentru prima dată la liceu, și eu, cu emoțiile așteptării unor elevi ce se anunțau să fie minunați. O primă excursie nereușită, atât pentru mine, cât și pentru voi, dar din care sunt convinsă că fiecare a avut ceva de învățat. De atunci am încercat ca acești 4 ani petrecuți alături de voi să fie mai ușori, mai frumoși, mai interesanți și pe înțelesul vostru. Am fost mereu alături de voi. Poate că unii din voi s-au mai împiedicat. Alții au pășit mai încet, mai stângaci și pe aceștia am încercat pe cât posibil să ajut. Însă majoritatea dintre voi ați mers hotărât și ferm până la capăt, iar astăzi eu sunt foarte mândră de voi. Dacă pe parcursul celor 4 ani am făcut pentru voi ceva sau nu, mă puteți judeca doar voi, elevii mei, acum sau în viitor. Nu pot decât să mă bucur pentru voi, cei care ați ajuns astăzi, și să mă mândresc cu faptul că am fost diriginta unor copii extraordinari. Copii care în clasa a noua, jumătate dintre ei au avut rezultate la Olimpiada pe județ, participări la Națională în cei 4 ani, organizări de baluri, activități extrașcolare nenumărate și ar mai fi multe de spus. Acestea sunt micile mele bucurii, care au căpătat sens alături de voi, odată cu trecerea anilor. Și care, cu siguranță, mă umplu de plăcere, dar și de nostalgie. Toate momentele petrecute împreună m-au făcut să mă simt cu adevărat iubită și apreciată și, cu siguranță, au făcut din mine un profesor mai bun. E un moment încărcat de emoții, atât pentru voi, cei care pășiți într-o nouă etapă a vieții voastre, cât și pentru mine. Am avut mereu o comunicare deschisă cu voi, dragii mei copii. Ne-am sfătuit, ne-am ajutat. V-am lăudat atunci când ați meritat, dar v-am și dojenit atunci când a fost nevoie. Sunt convinsă că relația noastră va continua și că, deși acum nu ne dăm seama, ne va fi groaznic de dor unii de alții. Orice veți face și pe oriunde veți umbla, vă rog să nu uitați de noi, profesorii voștri, și, bineînțeles, de mine în mod special. Să nu vă fie teamă niciodată de necunoscutul care vă așteaptă. Sunt sigură că veți reuși. Ați trecut cu bine peste toate, dar ceea ce urmează de acum încolo va fi mai greu. Pentru că de acum încolo nu veți mai fi evaluați doar prin note, ci și prin realizări și fapte. Trebuie să abordați totul cu optimism, dar și cu responsabilitate. Să vă bucurați de tinerețea voastră, dar să o și valorificați. Vor trece ani și veți descoperi că inima voastră a rămas aici la liceu, unde vă veți întoarce mereu și mereu, peste ani, pentru a vă aduce aminte de tot ceea ce a fost frumos la liceu. Mereu veți străluci, să credeți în ceea ce faceți. Nu vă opriți și nu vă dați bătuți. Ceea ce credeți cu adevărat se va împlini. Cu încredere veți învinge. Nimeni nu poate sta în calea succesului vostru, în afară de voi. Iar atunci când vine momentul să luminați, să fiți cei mai strălucitori. Nu trebuie decât să crezi, să ceri și să primești. Atâția ani minunați și evident nu destul. Țin să-mi exprim întreaga recunoștință și mulțumire dumneavoastră, dragilor părinți, care vă aflați astăzi în sala aici, alături de copiii voștri, cei care i-ați educat și i-ați sprijinit. Vă doresc să vă bucurați în continuare de reușitele lor, pentru că, nu-i așa, dacă n-ar fi ei, nici noi nu am fi. Dați-mi voie să le mulțumesc colegilor mei, care v-au fost alături la bine și la greu, care v-au învățat să luptați cu temerile voastre, cu voi înșivă. Dacă am un regret, ar fi acela că nu am conștientizat că timpul trece. Ieri, elevi din clasa a noua, cu emoții, astăzi, absolvenți cu alte emoții,
Absolvenți în care întrezăresc viitori informaticieni, medici, avocați, oameni de nădejde realizați în carieră, care veți schimba cu siguranță locurile prin care veți merge în bine. A sosit momentul pentru rămas bun. Mi-a făcut plăcere să fiu alături de voi. M-ați făcut fericită. Am cunoscut oameni noi care nu vor pleca din inima mea. Alături de voi, viața mea a însemnat o acumulare de experiențe, emoții și împliniri. Doresc tuturor elevilor și alor mei în mod special un zbor lin și cât mai înalt către orizonturi și împliniri.